telefon, patron la FCSB, despre acest subiect, da, și altele. Bună seara! Bună seara! Că tot vorbeam de regula asta anunțată de președintele Burleanu, președintele FRF, intenționați să o respectați sau nu? Bine, întâmplător o respectați fără să fi fost o regulă, adică să aveți 5 jucători permanent pe teren. Păi, dar noi avem 7. Acum, da. Sau vi se pare o regulă bună, de exemplu? Eu nu știu dacă e bună, dacă e rea, eu știu că nu se poate aplica. De ce? Dar nu poți. Păi, stai puțin, bă, mai spun un lucru vitale, ca să înțelegeți voi, ca să înțelegeți bine și când faceți voi comentariile alea. Ieri m-a sunat Argăseală, adică răspunsul, adică îl dau până, adică să vă explic ceva. Da. M-a sunat Argăseală și mi-a zis, domnul Becali, trebuie 2 milioane de euro ca să achităm toate valea ta, că la stat, cu tare, cu tare. Deci, eu mâine trebuie să bag 2 milioane de euro în film. La club, ca să achit jucători, alea. Dar pe aia te întrebuie pe dumneata. Dar nu trebuie pe nimeni sub Burleanu. Băi, ai ceva la cap, eu bag 2 milioane. Dar am o rugăminte. Hai să mai vorbim despre cap, despre alea sunt chestiuni serioase. Chiar dacă e o figură de stil. Nu ceva la cap. Păi cum, cineva nebun poate zică, bă, ăsta bagă milioane. Nu, nebunia e o boală. Nu, nimeni nu e nebun dintre noi și nici dintre ce. Păi nu, păi... Așa, băgați 2 milioane ca așa vrea statul român și... Și normal să vrea. Nu, păi eu bag 2 milioane că vreau eu, dar nu că vine cineva. Că eu când am intrat în fotbal, nu a spus cineva că, băi, tu intri în fotbal, dar vezi că o să vină unul care comandă, e stăpân și tu, de fapt, ești sclav și faci ce vrea el. Păi, nu mi-a spus așa ceva. Dar nimeni. De ce este sclav? El vrea să facă un lucru care să crească fotbalul românesc. Vi se pare o așa oroare? Păi să crească cu banii lui. Păi, nu poate să crească cu banii lui. Păi da, dar stați puțin că el nu vă sancționează cu puncte. Nu vă dă bani pentru academie. Mai n-am știut asta. Da, nu. Sancțiunea este că nu mai primiți bani pentru academie. Păi stai, domnule, păi vezi, mă miram și eu că am zis, bă, că mă miram, zic, bă, uite acum că e pe cai, dar mă miram, trebuie să fii băiat deștept să fie, să se odea la pas, să fie prieten cu noi, să nu mai fac. Acum zic, bă, după ce că, în loc să fie băiat deștept, să cadă la pace cu noi, zic că să face iar mai multe rele. Dar vezi, dumneavoastră, m-ați dezinformat. Cu ce v-am dezinformat? Păi n-am știut. Asta nu înseamnă că v-am dezinformat, că n-am știut. Dar eu n-abar n-aveam. Voi spuneți de regula asta, de 5 jucători. Păi eu v-am spus care este sancțiunea. Este o regulă în care are ca sancțiune, respectarea are ca sancțiune. Da, poate. Da, acum nu știu câți bani primiți pentru academie. De la... Nu știu eu, dar asta poate. Dom'le, uite, dacă nu joci așa, nu primești bani de la noi. Banii lui. Voi dau banii pentru că vreau să crezi fotbalul românesc. Asta poate să o facă. Deci asta poate să o facă. Dar oricum, și dacă, să zicem că sancțiunea era mai dură, adică însemnau de punctări... Așa vrea domnul Giambașu. Dumneavoastră, de ce l-ați revoltat? Că dumneavoastră nu aplicați ce aplică alte echipe. De exemplu, UTA, da? Care are numai străini în echipă. Sau CFR. Adică părească că sunteți avocatul celorlalți. Nu, că al propriei echipe n-aveați de ce să fiți. Eu eram avocatul principiilor. Eu vorbesc pe principii aici. Adică nu poate să vină cineva. Adică eu trebuie variază de 2 milioane. Eu dau 2 milioane mâine. Și banii ăia, că de fapt e o nebunie. Că dacă spun eu, spun de mine că sunt nebun. Păi, dar stați ce legătură între cele 2 milioane și să ai 5... Scuzați-mă. De mine pot să spun că sunt nebun? Nu, Dobe, că nu sunteți nebun. Mă îndoiesc că sunteți nebun. Nu, că spun că sunt nebun. Eu spun că sunt nebun. A spus dumneavoastră altceva când v-ați dat seama după ce vă spuseseră toți, nu doar noi, despre jucătorii pe care îi luați. Dar nici aia nu trebuie să spuneți. Nu că sunt nebun. Sunt și idiot. Pentru... Haideți să fim de acord. Astea sunt epitete care nu trebuie. Domnul Raul, hai să spun ceva. Da. Domnule, un om care dă bani la fotbal 25 de milioane, 300 de milioane de euro, nu este idiot? Că nu-i mai vede. Nu, dar el poate să și câștige. Stați puțin. Îi vede pe alții. Unde să-i câștige? Păi n-ați câștigat bani din fotbal. Păi v-am câștigat ca să scot, să nu pierd 200. Păi vedeți? Am câștigat.
Ați câștigat, ați transferat, ați câștigat campionatul, ați câștigat din Liga Campionilor. Da, și ce am câștigat? Ce am câștigat? 25 de milioane minus. Ce am câștigat? Aveți 25 minus? Nu știu, ați câștigat plăcerea de a fi patronul total al unei echipe. Bravo, bravo, vezi? Asta. Adică asta idiot. Costă. Da, adică costă, adică idiot. Bă, idiotule, ce câștigi? Nu e adevărat. Nu vă mai autoflagelați, că nu e adevărat. V-a făcut plăcere. Ați căpătat notorietate, aveți o sumă de avantaj. Este o plăcere idiotă, nebun, pentru ce să dai bani? Aveți notorietate, v-ați făcut reclamă în povestea asta, cât pentru mai mult de 25 de milioane. Da, domnul Naum, așa e, dar... Trai bani și nu-i mai vezi, e nebunie. Ok, bun. Deci regula e bună atâta timp cât nu vă ia puncte, vă ia doar banii aceia. Da, domnule, regula nu că e bună, omul poate să facă ce vrea. Adică el administrează federația și el spune așa: domnule, eu administrez federația și eu vreau să cresc echipa națională, jucători români cu tare, cu tare. Eu am 20 de milioane la dispoziție. Eu îi dau echipelor, el nu spune că ești obligat. El spune așa, cum e în Ungaria. Domnule, eu îi dau banii ăștia numai echipelor care îndeplinesc condițiile astea cu jucători români. Asta poate 100% să o facă. Ok, da, și mi se pare. Cam așa sună. Nu, așa sună. Dar poate să o facă, că cum face Ungaria. Domnule, guvernul Ungariei dă bani. Cine pune un 21, atâția bani. Nu pui, nu-ți dau bani. Deci asta poate. Da. Da. Deci e regulă. Asta e o chestiune care o vedea. E regulă, păi poate să o facă. Ce poți să zici dacă poate să o facă asta? Da, da. Da. Voiam să întreb acum, trecând la poveștile cu FCSB, despre Nana Antwi sau Antwi, sau nu știu cum se numește. Cine? Un fundaș dreapta. Da, am auzit și eu. Deci ăsta fundaș despre care e vorba, noi l-am pus ochii pe el și am făcut o ofertă. Dar nu avem nicio legătură deocamdată. Vrem să-l luăm și facem ofertă pentru el. A. Păi, deci vreți să luați. E o legătură. Vreți să luați. Păi vrem, da, vrem. Și ce ofertă ați făcut de nu... Sau nu s-au hotărât ei? Sau care e problema? Deci jucătorul, da, îi expiră contractul în vară. A. Și atunci noi, bineînțeles, că noi am făcut o ofertă de 50.000 de euro. Că altfel ei pierd. Și eu, de exemplu, în ianuarie semnez cu jucătorul. Aici, scuzați-mă, avem imagini cu golul pe care respectivul a înscris și eu de la Farul în preliminarile Champions League. Nana Antwi. Nu, eu l-am văzut când în banda dreaptă, acolo când a dat mingea pe lângă un jucător de la Farul și a luat-o cu partea elaltă și l-a întrecut, adică a făcut cum făcea Lăcătuș. Păi Lăcătuși nu era fundaș. Din câte știu. În bandă, tot în bandă. În bandă, da. Deci noi astea l-ați văzut, nu? Nu vi l-a propus cineva. Noi astea l-ați... Eu l-am văzut atunci și l-am ținut minte și am zis să fac o ofertă pentru el. Și acum a făcut o ofertă, 50.000 de euro. Și ce au zis ei, cei de la Urartu? Păi nu știu, să vedem, că în ianuarie, să vedem ce o să facă în ianuarie. Nu, că în ianuarie poate semnează jucătorul cu noi, poate, zic, nu știu. Dar nu-i prea mică oferta, nu vă temeți că e, adică... Mai negocia sau e ultima? Strigă? Domnul Naum, n-are rost să vorbim pe tema asta, o să vedeți. Bine. Da, ok, bănuiesc că adică, dacă vă trebuie adică cu adevărat... Ilie știe despre ce e vorba. Ce știe Ilie și nu știe? Nu știe nimic. Nu știe nimic, domnul Dumitrescu. Nu sunt da. În actualitate subiectul ăsta. Chiar nu știe. Domnule, dacă zice omul că știe... Trebuie și voi fi să prieten cu impresarul, dar nu mi-a comunicat speța asta. Domnule, trebuie și voi să deduceți. Deci, jucătorul poate semna în ianuarie, expiră contractul în iunie și i-a făcut o ofertă de 50.000 de euro, altfel ei, jucătorul nu mai vrea să semneze cu el. Știu, dar nu puteți să-l aveți din iarnă dacă nu vi-l dau acum. Puteți semnați, păi dar nu aveți din vară. Păi nu vă trebuie acum? Vă trebuie acum, mă gândesc. Păi, dar de ce ne trebuie? Ce este păi pentru la lupta la titlu, nu știu. Nu am anulat contractul cu Crețu până nu vedem ce facem cu ăsta. Îl mai avem și pe Pantea. E și Pantea, e și, bine, rezervul 2, adică al doilea vreau să zic. Pantea este, sigur, Pantea va juca, dar noi avem pe al doilea.
A, deci îl aduceți ca rezervă pe Antui, dacă ar fi. Nu, nu știm asta. Vedem, joacă cine merită. A, ok, am înțeles. Despre jucătorii pe care vreți să-i dați, până la urmă pe Rotariu, am înțeles că ziceți că se ducă dacă vrea la Dinamo, dacă vrea să-l ia Dinamo. În ce condiții? Rotariu, da? Rotariu, îl vrea și Sibiu, și Sepsi, și am înțeles astăzi, nu sunt sigur, dar de Sepsi și de Sibiu am vorbit eu la Sibiu. Sepsi mi-a spus impresarul că domnul care vrea și Sepsi. Acum care vrea să-l ia? El e liber. Dar în ce condiții? Să poate să-l convingă. Deci l-ați eliberat de contract? O să rupeți contractul sau cum? Păi îi dau și bani ca să rupă contractul. Îi dau și bani ca să plece. Eu așa fac. Eu când nu vreau un jucător, mai cer bani pe el. Îți dau și niște bani, pleacă, scap de tine. Ganea, de asemenea, înțeleg că nu vreți să mai rămână. Ganea, am înțeles că astăzi a făcut o ofertă, nu știu, a vorbit cu un impresar, cu Iașco, și a spus, bă, dacă vrei, da, l-am sunat pe Gică, nu mi-a răspuns, să-l întreb pe Gică dacă îl vrea pe Ganea. Și? Îl vrea? Păi nu mi-a răspuns Gică. Gică l-a vrut pe Ganea acum 10 ani. L-a avut pe Ganea. L-a vrut și l-a avut. L-a avut pe Ganea, da. Djokovic înțeleg că rămâne, nu? Asta am priceput. Păi Djokovic mă mai folosesc de el, nu e un jucător de care vreau să scap de el. Companio rămâne dacă nu vi-l cumpără nimeni? Dacă nu dă nimeni 500 de mii, rămâne. Companio e posibil, s-a văzut că și-a revenit. Meciul ăsta cu CFR mi-a plăcut de el. Dacă joacă cum a jucat cu CFR, adică a ținut de minge, a câștigat dueluri, mi-a plăcut de el în meci cu CFR. Și un jucător de atac, până la urmă, mai luați? Vârf autentic mai luați? Păi căutăm un vârf autentic, căutăm, toți caută un vârf, peste tot. Nu mi-a plăcut niciunul din tot ce... E ăla de la Tiraspol, dar e puș 21 de ani. Eu vreau un vârf de 27-28 de ani, că și campionatul la siguranță. Păi n-am nevoie de... Nu vreau jucător de investiție. Vreau jucător care să joace, să 27-28 de ani, matur. Da, ăștia costă, în primul rând, care să fie și la siguranță și după aia, sigur că trebuie să iei și de unde să iei, trebuie să iei și găsești. Dar nu contează, eu plătesc, nu contează, eu dau bani, nu contează, că dacă sunt prea idiot, dau și bani și... Paraschiv vă interesează? Exact. Paraschiv de la Sibiu? Că exista o vorbă pe piață. Mie, de exemplu, mi-a plăcut așa, dar... Nu prea sunt de acord, adică nu este jucătorul care ne trebuie. Adică nu e un jucător foarte puternic, adică marcator autentic. E bun jucător, mi-mi place de el, nu știu, ei nu-l vor. Cine nu-l vor? Cine nu-l vrea? Păi nu pot să spun acum. Ziceți că nu-l vrea Harald în bus, că asta ar fi culmea. Nu, dar nu fac tot timpul numai ce vreau eu. Sunt unele lucruri care eu sunt așa, dilemă. Păi nu, dacă îmi cumpăr jucători, nu, când cumpăr jucători, întreb și, păi, vă ce zici, dacă ei sunt vehemenți, spun că nu, domne, nu, imediat mă retrag și eu. Doamne, bine, și dacă vreți cu adevărat pe cineva, își dau și ei seama și nu mă spun. Păi dacă vreau cu adevărat, da, dar acum nu mai fac. Păi ce am luat țepele care le-am luat? Dar știți ce nu înțeleg? Nu v-au zis, și inclusiv noi de aici, nu v-am spus, doamne, pe ce vă bazați să luați când el n-a mai jucat de nu știu cât timp? Păi când... ambiția mea, că mi-a plăcut de el când era în țară. A fost ambiția mea, că mi-a plăcut de el. Ce vrei să fac? Păi da, dar era e ca și când ți-ar plăcea de cineva cu 20 de ani. Păi domnul Naum, dacă am greșit, ce să fac acum? Nu, dar pe mine greșit. Știți ce mă uluiește? Greșeala asta care este... Adică nu greșeala, dar e evident că adică este... Mi se pare extrem de naiv să credeți că un jucător dar care acum 10 ani... Dar ambiție prostească, ce să fac dacă e ambiție prostească? Ce să fac? Okay. Ambiția mea prostească. Păi ce, oamenii au și de-astea, au și eu nebuniile mele. Da, ce? Da, în regulă. Okay. Ce mai mare nebunie, dacă dau milioane la fotbal, nu sunt, dacă tata nebun sunt, ce mai altfel de nebunii? Da. O singură chestie vreau să vă întreb, că e totuși un lucru care face valuri. Posibilitatea ca Răzvan Burleanu să devină șeful UEFA.
Ce ar însemna asta pentru fotbalul românesc, pentru pur și simplu echipele importante? Auzi, ce ar însemna? Poate însemna un lucru foarte, auzi, normal că ar fi extraordinar. Cum adică să ai un român președinte UEFA, acum, dar e clar, orice ar face și orice ar fi, ar sprijini fotbalul românesc, în orice situație, nu, nu normal, că ar fi bine. Și cel mai bun și cel mai bun lucru și care ar fi? Cel mai mare câștig? Care? Scăpăm de el. Știam că asta urmează să spună. Asta a zis-o și Florin Prune. Da. A, da? Da, da. A zis-o, da. Nu știu, n-am vrut să... Dar nu am văzut, că dacă vedeam, nu mai reproduceam. Da. Bine, mulțumim pentru intervenție. Domnul să vă ajute! O seară bună. Luăm o pauză, revenim, că mai avem subiecte interesante de vorbit. Și sigur, ne uităm și la domnul ăsta întâi de la Urat. L-ai văzut, Ilie? Ți-a plăcut? L-am văzut în dublaia cu... Bunicel, așa. Cu un fundaș dreapt activ, cu o tehnică superioară, o viteză foarte bună. Pe construcție, cu ieșiri bune, apaiții din Ilie doar la finalizare. Mai de 50.000. Da, dacă ești totuși, dacă îi crește prețul Ilie acum. Nu, dar știi cum e, că nu că îi cresc eu prețul, dar dacă nu mai prelungește contractul, sau poate nu mai vor... Da, dacă e liber de contract din trebuie de acum trebuie să plătească. E liber, dar doar din vară îl poate. Da, e liber. Dar din vară îl ai, nu? Dacă trebuie acum, că dacă iar pierde campionatul, iar mai vrea pe nimeni. Cu jucătorul. Da, da, nu, și asta, da. Adică din ianuarie trebuie să vorbească, da, de unde vine, jucătorul. La ce salariu o fi având acolo? Poate să înțeleg că cu jucătorul din, de acum, din ianuarie, să semneze. Păi da, asta zic, dar și în ianuarie. Clubul, poate și cu clubul, dacă, da. Mă rog. Bine, luăm o pauză, asta o spuneam și revenim. Alte subiecte.